Acum a sosit momentul, oameni buni, să cunoaștem povestea unui campion incontestabil. Faceți liniște în platou. E vorba despre Boss, un mastif tibetan, născut, crescut în România, care are o carieră de invidiat. Bă, câinele ăsta, Boss, auziți, la nici 3 ani se laudă cu mai bine de 250 de trofee cucerite la concursurile canine și nu cu numai puțin de 4 titluri mondiale. Deci nu treceau 2 zile, ăsta lua o medalie, Boss. 2 zile lua o medalie. Deci așa câine, mai rar. Are mașină? Are. Are șofer personal, Nicolaina? Are. Are bodyguards? Are. Mănâncă la comandă tocmai din Canada? Mănâncă? Da, da. Face ham-ham? Tot ce vrei. Face. Exact. Colegul nostru, Nicolaina, a fost la el acasă, în Sânt Georgiu de Mureș, să vadă cum este viața acestui campion unic. Oameni buni, serios, priviți, câinele ăsta este fabulos și povestea lui, așadar, bossul mastifilor tibetani din întreaga lume este de-al nostru, mă. E român. Din Târgu Mureș. Îl cheamă Boss Phantom și e român, născut în România, la Sânt Georgiu de Mureș. Locuiește în gospodăria mândrului său stăpân Tudor Sălăgean împreună cu părinții săi tibetani, mama Cora și tatăl Thor, ambii câini campioni. Am ajuns mai repede. Aoleu, lume nouă, bine ați venit! Bine m-am găsit! Bună ziua, bine m-am găsit! Bună ziua, bună ziua! Aveți probleme, domnul? Avem probleme. Vă deranjăm și noi COVID. Am un cățeluș de 90 de kilograme, da? De mine. Facem niște poze și noi, că a trecut sărbătorile și ne-am îngrășat puțin așa. Hai să-l ștergem puțin la gură. Da. Că te-a făcut de comandă. Deci asta e, este o rasă care... N-ai ce e, să faci. E pupăcioasă. E pupăcioasă, e iubitoare de... Dar ce pe șervețel ce ai? Pe șervețel? Am văzut. Are șervețele cu capul lui aici? E personalizat, păi... Șervețele, vin, carte, mașină. Ia, ați mai văzut așa ceva? Boss și-a depășit cu mult părinții și așteptările stăpânului și a câștigat încă de pui toate concursurile la care a participat. E de înțeles, astfel că și alimentația lui este deosebită, asemănătoare cu dieta unui sportiv de performanță, iar mâncarea îi este comandată special de la mii de kilometri. Bravo, cățel, ia, bravo! Cățelul, Thor, ia, bravo! Thor, iată-te, Thor. Ia! Bravo, bravo, bravo. Ai văzut cum ți-a nici nu-ți prinde mâna? Băi, ce delicat e, zici că e pisică. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit. Sunt la limita dintre viață și moarte. Ăsta e dresaj, ăsta e comportament echilibrat la un câine, indiferent cât e de periculos. Nu e ușor să întreții asemenea campioni. Îngrijirea și hrana pentru Boss și ceilalți membri ai familiei îl costă pe proprietar aproape 20.000 de euro pe an. Mănâncă boabe de câini profesionale, aduse din Canada pe comandă, și în funcție de anotimp le schimbăm. E un salam uscat, este cam la jumătate de preț cât costă un kilogram de granule profesionale pentru un câine de performanță. Mai suplimentăm, pe lângă toate suplimentele, un ulei de somon. O sticlă de vin are poza unui câine pe ea, adică... Deci, păi răspunsul e foarte simplu. Un câine are vin cu poza lui? Asta, pe asta n-am mai auzit-o până acum. Un vin cu poza la un campion mondial. Producătorul, da, a apreciat valoarea câinelui și a cerut un lot de vin limitat să se producă cu imaginea lui Boss. Salut! Ți-am adus tu un sticlă, ca să nu îngheți acolo. Da? Mulțumesc! Du-o înapoi. Îngheață-i că e frig aici. Ca orice profesionist, campionul are nevoie de un program foarte precis. Pentru a se menține în formă, trebuie să-și facă zilnic exercițiile fizice. Mergem la antrenamentul zilnic și pregătirea înainte de competiție. Usu! Mamă, cu ce mașină îl duci? Cu mașina asta vă duceți voi? Vă plimbați sau? Nu, mașina asta nu ne plimbăm noi. Asta e mașină special, cumpărată pentru Boss. Vă salut! E mașina lui Boss. Dumneavoastră? Eu sunt șoferul personal al lui domnul Boss. Șoferul personal câinelui? Personal, personal, numai lui. Cum adică? Așa sunt angajat pentru Boss. Eu tot cum aștept. Hai, Boss. Acum mergem cu el la dresaj, nu? Acum mergem cu el la dresaj. Hai, Boss. Ia uite. Hai, Boss. Ia uite cum se duce singur acolo la treaba lui. Asta este locul lui, mirosul lui e aici.
Iată, doamnelor și domnilor, ca un adevărat președinte, cu antemergător în față, echipa de securitate. Să trăiți, să trăiți. Am mai văzut așa coloane oficiale, dar la oficialități. Să trăiți! Am făcut și o plimbare prin comun, acolo unde Boss s-a întâlnit și cu primarul localității. E senzațional să ai campionul, dublu campion mondial, câinele Boss, aici în comuna San George de Mureș, cu atât de multe titluri, cu atât de multe diplome, premii. Vă dați seama ce senzații, ce mândru poate fi un primar. Hai, pune mâna pe el, uite-te cu minte. Poți să pui mâna, poți să pui mâna. Bravo! Bravo, e cu minte. Ce dumneavoastră puteți spune? Ce faceți cu telefonul? Filmeze campion. Filmați campion? Da, da. Dar știți, l-ați mai văzut? L-am văzut și la televizor. Suntem mândri că avem în comun asemenea câine. Amenajăm un castel aici, în comuna San George de Mureș, e sub modernizare și acolo vrem o cameră specială. În 2-3 luni de zile am terminat modernizarea, unde să adunăm acele trofee pe care San Georgenii le-au strâns. Păi nu sunt așa mulți, dar cred că o cameră mare numai trofeele pe care le-a obținut Boss să le umplem, cu diplome, cu cupe, eu le-am văzut. Până azi, la vârsta de 2 ani și 9 luni, Boss a câștigat peste 250 de trofee și a ajuns de 4 ori campion mondial. Este unic în lume și e la un pas de cartea recordurilor. Primul trofeu mondial este acesta, de la Lighty Park. Asta. World Winner 2017. A fost campion mondial, best of breed, după aceea junior și toate versiunile. Supreme Best Show, ăsta ce e? Supreme Best in Show. Ce v-am explicat de vouă. Supreme ăsta care l-am în 4 țări. Pe toate 310 rase, cât de sunt în lume. Mamă, dar trofeu. Da. Diploma Champion of Champion, cum vedeți și acolo înăuntru. Vedeți, nu? Ce scrie acolo? Da. La campionatul balcanic. Tudor Sălăgean este atât de încântat de rezultatele aduse de câinele său, încât i-a făcut acestuia o statuie din lemn de sequoia. A construit și o pensiune și în curând va lansa o carte despre Boss, volum în care apare și Cătălin Măruță. Mai avem de lucru la carte, dar din respect pentru o emisiune cu un nivel foarte ridicat, am considerat că e foarte ok să pun o poză cu Măruță și cu Boss din emisiune în cartea cu povestea lor. Pentru că e o poveste a lor și am cam povestit pe parcurs fiecare locație importantă unde a ajuns Boss. V-am pupat!